precal, culoarea pensiilor încinge spiritele și în Telorman. Zeci de cadre militare în rezervă și în retragere din MAPN, MAI și alte structuri ale Sistemului Național de Apărare, nemulțumite de faptul că li s-a luat din banii, s-au întâlnit astăzi să-și strige revolta și să pună la punct următorii pași pe care vor să-i facă pentru recâștigarea drepturilor. Toți fac parte din Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere. Scopul sindicatului este acela de a-i reprezenta pe rezerviști în instanță, acolo unde se vor adresa pentru a li se face dreptate. În primul rând, va trebui să păstrați plicul cu care veți primi deciziile de noile decizii de pensii. Data care există pe plic este data de la care încep să curgă toate termenele de care suntem noi ținuți din punct de vedere juridic. După ce am primit această decizie, avem 30 de zile ca să putem contesta la Casa Sectorială a Ministerului de Interne, a Apărării Naționale, a SRI și așa mai departe, de care ține fiecare dintre dumneavoastră. Dacă în 30 de zile contestația nu a fost făcută, înseamnă că rămâne definitivă decizia respectivă și asta este. Deci de-aia este foarte important să ne încadrăm în prima etapă, în acest termen de 30 de zile pe care ne-l conferă legea. În momentul în care am primit deci această nouă decizie, în 30 de zile am spus avem termen pentru contestarea ei, veți lua legătura cu noi. Situația în care unei persoane i s-a recalculat pensia și a pierdut, are două posibilități. Una, să conteste temeiul legal al acestei noi decizii, și în același timp, tot în aceeași contestație, și suma care a primit-o acum prin aia acolo. Deci sunt cele două ipoteze și este un tip de contestație. Rezerviștii își aduc aminte cu nostalgie și revoltă de viața pe care au dus-o servindu-și țara. Nu au știut ce înseamnă timp liber sau să stea cu familia. Acum însă se simt umiliți și nedreptățiți de recalcularea pensiilor. Mulți dintre ei au pierdut mai mult de jumătate din bani fără a fi măcar anunțați. Ei speră să li se facă dreptate și sunt dispuși să meargă până la forurile superioare. Dumneavoastră, de exemplu, cu cât vi s-a diminuat pensia? Peste 50%. Peste 50%. Deci în jur de aproape 55-56%. Din drepturile care mi se cuveneau pe luna decembrie. Și fă precizarea că fără să fim anunțați cu nimic, nu, fără niciun fel de document, absolut, nimic, nu, deci totul e abuziv. Ne-am pomenit, nu ne-am pus în cont. Am primit ca la miloc, poftim, pe ăștia vi-i dau. Mâine vine și spune să afară din casă, zice, pentru că e casa mea, numai a ta. Este un drept de proprietate câștigat pensia. Noi am întreprinit noi n-am fost nici la botezuri la copii. N-am fost sâmbete liber, nici duminici, nici sâmbete, nici noaptea, nici ziua. Aveam telefoane mai mult cât au ei acum în birou pe acasă. Și munceam și ziua și noaptea, că era iarnă, că era vară, că era frig sau ce mai era pe afară, nu era la datorie. Aveți încredere că veți rezolva ceva? Păi, dar încrederea mare e ultima, nu? Speranța e ultima. Poate la Haga. Dacă nu rezolvăm aici, o să mergem mai departe. Nu facem toate demersurile să le recâștigăm. Cei care decid sunt cei din justiție. Și eu cred că atâta timp cât au dat pentru magistrați, pensiile nu se recalculează, conform unei decizii Curții Constituționale din 2000, când au spus că pensii ocupaționale sunt pentru cadrele militare și pentru magistrați, cred că acum, după decizia luată în 2010, și au dat seama că au luat o decizie incorrectă și eu sper ca justiția să decidă conform legislației în vigoare, să respecte atât legislația din România cât și legislația internațională. În ajutorul rezerviștilor telormăneni vine Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere, care le va oferi acestora asistență permanentă.